Cristian Toader Pasti anunță că nu se va implica deloc în campania electorală de la Târgu Cărbunești în cazul în care socialdemocrații vor bate palma cu Mihai Mazilu pentru o candidatură. Pasti afirmă că a auzit că s-ar purta negocieri în acest sens, însă nu are foarte multe date. Mazilu afirmă însă că negocierile cu PSD-ul au picat și va candida din partea liberalilor. Cristian Toader Pasti nu acceptă în ruptul capului să-l susțină pe Mihai Mazilu în campania electorală. Sunt discuții, astea pe mine mă depășesc, se discută la nivel înalt, na. Nu știu ce să vă spun din punct. Ați fi de acord cu o candidatură a domnului Mazilu din partea PSD? Eu sunt de acord cu candidatura unui membru PSD care și-a făcut datoria ani de zile în organizație, nu traseiști din ăștia care peste noapte sar dintr-o barcă într-alta. Deci eu sprijin un candidat adevărat al PSD-ului în cazul în care vine domnul Mazilu, implicarea mea va fi zero. Mazilu confirmă faptul că a fost ofertat de PSD, însă nu va face pasul spre altă formațiune politică. În momentul de față nu am fost la niciun fel de negociere, m-ar bate Dumnezeu să nu recunosc. Mi s-a propus, am stat de vorbă, dar deocamdată nu. Și eu zic că va rămâne exact ca la început, adică voi candida din partea Partidului Național Liberal. Pasti a mai precizat că dorește un om din partid care să intre în cursa electorală.